Un merișor plantat anul trecut, în 2020. Este soiul Bionda Patricia și vine din Elveția, de la pepiniera Lubera a lui Marcus Kolbelt. Este un măr verde galben, să zicem în genul lui Golden, doar că este foarte diferit față de Golden ca și dulceață. Deci acesta este caracterizat ca având și ceva aciditate, rezistent la rapăn. Marcus nu ne-a dezvăluit genitorii și doar știm ce caracteristici are, dar nu știm părinții. El se păstrează, de câte am înțeles, foarte bine în depozit. Se recoltează undeva în octombrie și se poate consuma și ca atare din pom, dar mult mai gustos este după o perioadă de păstrare de una, două luni. Ceea ce e un lucru interesant. Merele sunt medii, ca mărime, cum spuneam, verzi spre galben, probabil că în depozit se mai îngălbenesc. Are probleme mici cu făinarea și de asemenea se specifică că este rezistent la rapăn. Acum o să vedem cum o să fie în acest loc unde l-am plantat. Suntem undeva în Prahova, nordul, sau hai să zicem pe la jumătatea județului Prahova. Deci o climă destul de rece aici la mine. Dar, după cum știm, merii rezistă. Abia aștept să văd ce tip de măr o să fie, ce gust o să aibă. V-am zis, interesantă și chestiunea aceea că se poate menține o perioadă în depozit. De asemenea, este crispy, adică coaja este tare, da? E crocantă. Este caracterizat ca un măr excelent, un măr modern, făcut după anii 2010-2012. Mulțumesc frumos!